Peluza Cătălin Hâldan a lăsat deoparte rivalitatea și au făcut un gest emoționant pentru Helmut Ducadam. Fanii dinamoviști din PCH i-au adus un omagiu marelui portar al rivalilor și au dus o coroană la sicriul depus de familie la sectorul VIP al Arenei Naționale. Dincolo de rivalitate, am venit pentru un zeu al fotbalului. A fost reacția unuia dintre reprezentanții PCH. Mai multe echipe de fotbal precum Steaua, Rapid, Universitatea Craiova, Dinamo, Oțelul și FCSB au reacționat, dar și Federația Română de Fotbal. După decesul fulgerător al eroului de la Sevilla, Federația Română de Fotbal regretă trecerea în neființă, la doar 65 de ani, a celui care va rămâne pentru totdeauna în istoria fotbalului mondial. Helmut Ducadam. Condoleanțe familiei și celor apropiați. Dumnezeu să-l odihnească. A transmis FRF. E sincere condoleanțe familiei, a scris Rapid. Și Universitatea Craiova regretă trecerea neființă lui Helmut Ducadam, portar emblematic al fotbalului românesc. Clubul nostru transmite condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l ierte, a transmis Universitatea Craiova. Vă odihneștete în pace, Helmut Ducadam, a scris Dinamo. FCSB exprimă regretul tuturor jucătorilor și angajaților clubului pentru pierderea legendarului Helmut Ducadam, care a încetat din viață astăzi. Clubul nostru prezintă condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace. A transmis FCSB și administrația prezidențială a trimis o coroană la Arena Națională ca semn de mare omagiu pentru tot ce a însemnat Helmut Ducadam pentru fotbalul românesc și pentru România. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.